Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai mass media, astăzi Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre pentru interpretarea articolelor 89, 91 și 98 alineatul 1 din Constituție, fiind sesizată de domnul Igor Munteanu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Autorul sesizării a solicitat, de fapt, interpretarea curții prin prisma următoarelor întrebări. 1. Deține președintele Republicii o marjă discreționară absolută la desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru sau acesta este obligat să desemneze candidatul propus de majoritatea parlamentară în timpul consultărilor? Și 2. Poate fi aplicat mecanismul instituirii interimatului funcției de președinte al Republicii stabilit prin hotărârea Curții Constituționale numărul 28 din 17 octombrie 2017 în cazul în care președintele refuză să desemneze candidatul pentru funcția de prim-ministru înaintat de majoritatea parlamentară. Cu privire la marja discreționară a președintelui Republicii la desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru și la obligația acestuia de a desemna candidatul propus de majoritatea parlamentară în timpul consultărilor, Curtea a observat că acest aspect al sesizării a fost elucidat prin hotărârea Curții Constituționale numărul 32 din 29 decembrie 2015. În această hotărâre, Curtea a reținut că articolul 98, alineatul 1 din Constituție, prevede atribuția exclusivă a președintelui Republicii de a desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru. În același timp, Curtea a subliniat că, deși exclusivă, atribuția de desemnare nu poate fi discreționară, deoarece președintele va desemna un candidat pentru funcția de premier numai după consultarea fracțiunilor parlamentare. Curtea a menționat că în procedura de formare și de investire a guvernului este esențial votul Parlamentului. Scopul consultărilor este de a identifica sprijinul politic al deputaților pentru o anumită persoană capabilă să formeze un guvern care să se bucure de încrederea Parlamentului. Ceea ce contează în aceste consultări este obținerea susținerii politice pentru persoana ce ar putea fi desemnată în calitate de candidat pentru funcție de prim-ministru. Curtea a mai notat că președintele Republicii poate veni la consultări cu o propunere proprie, care ar putea să fie acceptată. Este însă la fel posibil ca în cadrul acestor consultări politice, candidatul propus de către președinte pentru funcția de prim-ministru să nu fie agreat de partenerii de consultare ai acestuia. În acest sens, Curtea a menționat că președintele țării nu își poate subordona partenerii de dialog politic pe care îi consultă. Mai mult, desemnând candidatul pentru funcția de prim-ministru, președintele Republicii trebuie să facă dovada imparțialității și a neutralității sale politice, a echidistanței sale față de toate grupurile parlamentare. Președintele nu se poate suprapune grupurilor parlamentare. Curtea a notat că președintele intervine exclusiv ca reprezentant al statului pentru a stabili și formaliza prin însemnătatea și solemnitatea funcției sale și pentru a menține cu autoritatea puterii sale echilibrul între Parlament și un posibil viitor guvern. Interpretarea Constituției în sensul existenței unui drept discreționar al președintelui țării de desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru poate conduce la apariția unor conflicte instituționale, deoarece președintele Republicii nu îi poate impune Parlamentului o anumită opțiune cu privire la persoana care va ocupa funcția de prim-ministru. Curtea a notat că nu există niciun motiv constituțional și democratic pentru ca președintele Republicii să nu desemneze în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru
persoana care dispune de sprijinul majorității parlamentare, fie ea o majoritate adversă președintelui. Astfel, în cazul constituirii unei majorități parlamentare absolute, președintele Republicii urmează să desemneze candidatul susținut de această majoritate. Doar în cazul în care nu este constituită o majoritate parlamentară absolută, președintele țării are obligația, după consultarea fracțiunilor parlamentare, de a desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru, chiar dacă fracțiunile parlamentare nu sunt de acord cu propunerea președintelui. Exercitarea în acest mod a atribuției președintelui Republicii privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru, reglementată de articolul 98 din Constituție, este de natură să mențină raporturile dintre Parlament și președinte în echilibrul impus de Constituție pentru Republica Parlamentară. De asemenea, Curtea a subliniat că modul de alegere a președintelui Republicii prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat sau de către Parlament nu influențează în nicio măsură modul de exercitare de către șeful statului a atribuției constituționale reglementate de articolul 98 alineatul 1 din Constituție. 2. Cu privire la posibila instituire în baza hotărârii Curții Constituționale numărul 28 din 17 octombrie 2017 a interimatului funcției de președinte al Republicii, în cazul în care președintele refuză să desemneze candidatul pentru funcție de prim-ministru înaintat de majoritatea parlamentară, Curtea a analizat în acest caz dacă își menține soluția oferită în hotărârea din 2017. Curtea a observat că a aplicat instituția interimatului funcției de președinte al Republicii reglementată de articolul 91 din Constituție, în cazul în care președintele țării a refuzat în mod deliberat, din motive subiective, să-și exercite atribuțiile constituționale, deși acest caz trebuia soluționat prin prisma instituției suspendării din funcție și a demiterii președintelui Republicii, stabilită de articolul 89 din Constituție. Curtea a considerat că, spre deosebire de demiterea din funcție, care este o procedură complexă și de lungă durată, interimatul funcției soluționează în mod prompt problema funcționalității depline a instituțiilor fundamentale ale statului. Curtea a conchis că, prin interpretarea funcțională a Constituției, hotărârea numărul 28 din 17 octombrie 2017 a creat un mecanism care nu se bazează nemijlocit pe Constituție. Această concluzie se regăsește și în opinia Comisiei de la Veneția cu privire la situația constituțională, cu referință particulară la posibilitatea dizolvării Parlamentului, adoptată la cea de-a 119-a sesiune plenară la Veneția în iunie 2019. Având în vedere raționamentele de mai sus, considerentele și soluția stabilită prin hotărârea numărul 28 din 17 octombrie 2017 au trebuit reevaluate. Curtea a subliniat că Constituția Republicii Moldova prevede două mecanisme de răspundere a președintelui Republicii, și anume răspunderea juridică penală și răspunderea politică constituțională. Răspunderea juridică penală a președintelui țării este reglementată de articolul 81 alineatul 3 din Constituție. Acest articol prevede că Parlamentul poate hotărâ punerea sub acuzare a președintelui Republicii Moldova cu votul a cel puțin 2/3 din numărul deputaților aleși, în cazul în care săvârșește o infracțiune. Competența de judecată îi aparține Curții Supreme de Justiție în condițiile legii. Președintele este demis de drept la data rămânerii definitive a sentinței de condamnare. Răspunderea politică constituțională a președintelui țării este stabilită de articolul 89 din Constituție. Acest articol prevede că în cazul săvârșirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției,
Președintele Republicii Moldova poate fi suspendat din funcție de Parlament cu votul la 2/3 din deputați. Dacă propunerea de suspendare din funcție este aprobată în cel mult 30 de zile, se organizează un referendum pentru demiterea președintelui. Prin posibilitatea suspendării și demiterii președintelui Republicii, în cazul încălcării grave a prevederilor Constituției, se asigură realizarea principiului separației și colaborării puterilor în stat, reglementat de articolul 6 din Constituție. Acest mecanism constituțional operează în vederea restabilirii echilibrului puterilor în stat, încălcat de șeful statului, prin sfidarea prevederilor legii supreme. Cu privire la caracterul suficient al refuzului președintelui Republicii de a desemna candidatul pentru funcție de prim-ministru, înaintat de majoritatea parlamentară, pentru a se declanșa procedura de demitere din funcția acestuia, Curtea a reținut că, potrivit articolului 89 alineatul 1 din Constituție, președintele Republicii poate fi suspendat din funcție și demis în cazul săvârșirii unor fapte grave, prin care încalcă prevederile Constituției. Legea Supremă nu stabilește o definiție a faptelor grave care încalcă prevederile Constituției. Autoritatea investită cu atribuția de a califica și constata dacă faptele pentru care este învinuit președintele Republicii sunt fapte grave de încălcare a Constituției este Curtea Constituțională. În această cauză, Curtea nu a fost sesizată să constate circumstanțele care justifică demiterea din funcția președintelui Republicii. Prin urmare, ea nu poate răspunde la modul abstract la chestiunea caracterului suficient al refuzului președintelui țării de a desemna candidatul pentru funcția de prim-ministru, înaintat de majoritatea parlamentară, pentru a se declanșa procedura suspendării din funcție. Constatarea caracterului de faptă gravă a unei încălcări a prevederilor Constituției în sensul articolului 89 alineatul 1 din Constituție poate fi făcută în fiecare caz în parte, analizând aspectele de fapt și de drept. Totuși, Curtea a reținut că, în general, pentru a aprecia dacă președintele Republicii poate fi suspendat din funcție și demis pentru faptul că a refuzat desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru înaintat de majoritatea parlamentară, trebuie avut în vedere următoarele aspecte. În primul rând, este important dacă prin refuzul său președintele Republicii a încălcat o prevedere din Constituție sau o hotărâre a Curții Constituționale. În al doilea rând, trebuie analizat dacă președintele Republicii și-a respectat obligația imparțialității și a neutralității politice în procesul desemnării candidatului pentru funcția de prim-ministru. Curtea a reținut că criteriile în discuție nu sunt exhaustive și reprezintă puncte de pornire în analiza caracterului de încălcare gravă a Constituției prin refuzul președintelui Republicii de a desemna candidatul pentru funcția de prim-ministru, înaintat de majoritatea parlamentară. Ele pot fi dezvoltate în funcție de circumstanțele particulare ale sesizărilor referitoare la acest domeniu. Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai mass media, așadar, interpretând articolele 89, 91 și 98 alineatul 1 din Constituție, Curtea a reținut că, în sensul articolului 98 alineatul 1 din Constituție, marja discreționară a președintelui Republicii la desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru este limitată. În cazul în care este constituită o majoritate parlamentară absolută formalizată, președintele Republicii este obligat să desemneze candidatul înaintat de această majoritate pentru funcție de prim-ministru. În cazul în care nu este constituită o majoritate parlamentară absolută formalizată, președintele Republicii este obligat
ca după consultarea fracțiunilor parlamentare să desemneze un candidat pentru funcție de prim-ministru, chiar dacă fracțiunile parlamentare nu sunt de acord cu propunerea sa. 2. În sensul articolelor 89 și 91 din Constituție, în cazul în care președintele Republicii refuză să desemneze candidatul pentru funcție de prim-ministru, înaintat de majoritatea parlamentară formalizată, această situație trebuie soluționată prin prisma articolului 89 din Constituție, care prevede suspendarea din funcție și demiterea președintelui Republicii. Pentru aprecierea faptului dacă refuzul președintelui Republicii de a desemna candidatul pentru funcția de prim-ministru propus de majoritatea parlamentară reprezintă o faptă gravă, în sensul articolului 89 alineatul 1 din Constituție, trebuie avut în vedere următoarele elemente. A. Dacă prin această faptă președintele Republicii încalcă o prevedere din Constituție și sau o hotărâre a Curții Constituționale și B. Dacă prin această faptă președintele Republicii își încalcă obligația imparțialității și neutralității politice în procesul desemnării candidatului pentru funcția de prim-ministru. Vă mulțumesc pentru atenție! Cetățeni, stimați reprezentanți ai mass media, Curtea a mai soluționat astăzi o sesizare. Sesizarea pe care a judecat-o astăzi Curtea Constituțională a avut la bază o excepție de neconstituționalitate ridicată de avocatul unei persoane inculpate pentru comiterea unei excrocherii. În cadrul unei ședințe de judecată, acest avocat a solicitat instanțe de judecată să se implice în vederea obținerii unor probe de la Serviciul Fiscal de Stat, mai exact, în vederea obținerii unei declarații a persoanei vătămate cu privire la disponibilul de mijloace bănești de la o anumită dată. Acest act era necesar în vederea efectuării unei expertize grafoscopice pentru a se demonstra că înscrisurile nu au fost semnate la data declarată de partea vătămată, fiind fictive și neavând la bază o tranzacție reală de împrumut. Instanța de judecată a admis demersul avocatului și a cerut Serviciului Fiscal de Stat să prezinte documentele solicitate. Totuși, Serviciul Fiscal de Stat a respins cererea, invocând dispozițiile articolului 226 cu indicele 16, alineatul 11 din Codul Fiscal, care permit prezentarea informației deținute de serviciile fiscale instanțelor judecătorești și organelor de urmărire penală, doar în scopul examinării cazurilor legate de evaziunea fiscală. Așadar, informațiile deținute de serviciile fiscale nu le pot fi prezentate unor judecători care judecă o cauză penală. În consecință, inculpatul și avocatul său au ridicat excepție de neconstituționalitatea textelor relevante din articolul 226 cu indicele 16 alineatul 11 din Codul Fiscal în fața instanței care examinează fondul cauzei. Normele care stabilesc că orice informație primită de Serviciul Fiscal de Stat este tratată ca secret fiscal și că aceasta le poate fi prezentată doar organelor de urmărire penală și instanțelor judecătorești în scopul examinării cazurilor de evaziune fiscală. Organele de urmărire penală și instanțele judecătorești vor utiliza informația numai în acest scop. Autorii sesizării au invocat, între altele, articolul 26 din Constituție, care garantează dreptul la apărare. Curtea a notat că existența reglementărilor contestate generează o situație care ar afecta garanțiile dreptului la un proces echitabil, deoarece persoana care solicită informații fiscale în cadrul examinării unei cauze penale este lipsită de dreptul de acces la acestea și, deci, de dreptul de prezentare a probelor care ar putea fi utilizate în apărarea sa. Potrivit curții, dreptul unei persoane de a-și pregăti efectiv apărarea se află într-o legătură indisolubilă cu dreptul de acces la probe. În jurisprudența sa, Curtea Europeană a reținut
că la stabilirea caracterului echitabil al procesului în ansamblu, trebuie să se verifice dacă s-a respectat dreptul la apărare. Astfel, trebuie să se examineze în special dacă acuzatului i s-a acordat posibilitatea de a avea acces și de a administra probele pe care le consideră necesare pentru a le utiliza în apărarea sa. A se vedea cauza Rive și Davis versus Regatul Unit din 16 februarie 2000. Curtea a observat apoi că în unele situații statul ar putea să nu divulge unele probe, garantând astfel respectarea altui drept fundamental, spre exemplu, dreptul la respectarea vieții private. Informațiile referitoare la veniturile și proprietățile contribuabililor aflate în posesia organelor fiscale sunt tratate ca secret fiscal și pot conține date cu caracter personal. Curtea a notat că prevederile legale contestate interzic accesul la informațiile care pot conduce la identificarea unei persoane, în special accesul la codul de identificare, la numele, prenumele, disponibil de mijloace bănești, precum și proprietățile persoanei. Prin urmare, legislatorul a atribuit o protecție mai mare dreptului la respectarea vieții private în defavoarea dreptului la apărare. Totuși, Curtea a reținut că ambele drepturi sunt protejate de Constituție prin articolul 28 și respectiv prin articolul 26. Niciunul dintre aceste drepturi nu este absolut. Fiecare drept poate fi supus restricțiilor inter alia pentru protecția drepturilor altor persoane, după cum prevede articolul 54 alineatul 2 din Constituție. Mai mult, Constituția Republicii Moldova nu stabilește o ierarhie a priori între aceste drepturi fundamentale. Curtea a subliniat că legislația Republicii Moldova conține suficiente garanții procesuale care să permită optimizarea exercițiului celor două drepturi concurente, astfel încât să fie asigurat un echilibru corect. De exemplu, pentru o garantare efectivă a dreptului la apărare și pentru o prejudiciere nesemnificativă a dreptului la respectarea vieții private, ședințele relevante ale procesului, în care se dezbat probele care și-au originea în informațiile primite de la Serviciul Fiscal de Stat, ar putea să nu fie judecate în mod public, după cum prevede articolul 15 alineatul 4 din Codul de Procedură Penală. De asemenea, ar putea fi anonimizate informațiile care conțin date cu caracter personal, astfel încât persoana despre care se oferă informații să nu fie identificată. În acest context, articolul 15 alineatul 2 din Codul de Procedură Penală stabilește că la cererea organului de urmărire penală și a instanței de judecată, participanții la acțiunile procesuale sunt obligați să nu divulge informații despre viața privată și intimă a persoanei și despre aceasta se ia un angajament înscris. Mai mult, alineatul 5 al articolului 15 prevede că repararea în modul stabilit de legislația în vigoare a prejudiciului cauzat persoanei în cursul procesului penal prin violarea vieții private și intime a acesteia. Totuși, Curtea a observat că prevederile contestate ale codului fiscal împiedică exercitarea unui control judecătoresc efectiv și îneagă instanței de judecată aplicarea standardelor incidente privind punerea în balanță a drepturilor concurente, stabilite atât în jurisprudența Curții Constituționale, cât și în jurisprudența Curții Europene. În acest context, legislatorul a negat de plan interesele persoanei de a asigura o apărare efectivă în cadrul unui proces penal și în afara sferei fiscale. Astfel, modalitatea în care a fost reglementat textul criticat interzice orice punere în balanță a drepturilor concurente de către judecătorul de drept comun. Unul dintre standardele instituite de Curtea Europeană este că autoritățile au obligația pozitivă de a-i oferi persoanei o procedură efectivă și accesibilă, care să-i permită accesul la toate informațiile relevante și adecvate. A se vedea cauza Roșești versus Regatul Unit din 19 octombrie 2005. Așadar, Curtea a considerat că echilibrul dintre drepturile concurente poate fi asigurat numai prin eliminarea restricției prevăzute de prevederile contestate din codul fiscal
și prin aplicarea în caz de necesitate a mecanismelor referitoare la anonimizarea acestor informații, fără a se afecta dreptul la apărare al persoanei interesate în cadrul unui proces judecat în mod echitabil. Prin urmare, Curtea a declarat neconstituționale textele prin derogare de la articolul 131 alineatul 5 și în scopul examinării cazurilor de evaziune fiscală, autoritățile menționate vor utiliza informația numai în acest scop din articolul 226 cu indicele 16 alineatul 11 din Codul Fiscal. Vă mulțumesc pentru atenție!